Salutare din nou. Cred că au trecut ceva mai bine de 2 săptămâni de când am SG9-ul ăsta pe mână și încă nu știu dacă merge becul la benzină sau nu. Din păcate nu o să pot să o las nici acum să văd dacă se aprinde. Data trecută am lăsat-o destul de mult, dar n-am avut curaj să o las până jos. Sunt mulți care au spus că se mai arde becul. Unul a spus că a desfăcut bordul și nici nu avea becul în ea. Na, suspecte situații. Și mi-e puțin teamă că nu merge becul și na, cum merge și soția cu mașina zilnic, duce copiii la școală de dimineață, vă dați seama, nu pot să o las să rămână în pana prostului, că după mi-au ceartă de nu mai știu cum să scap. O să merg acum la Peco să alimentez, sunt curios cât a consumat de data aceasta. Data trecută la ultimul plin a consumat 7%, bineînțeles mixt, și în oraș și pe afară puțin. Dar e destul de binișor, ținând cont că e o mașină destul de veche, 98, tehnologie veche, Euro 2. Taiperul la același mers normal, liniștit prin oraș afară. Am aceleași trasee, să zic așa, fata o duc la antrenamente și ducem la școală, luăm de la școală. Îmi ia 9, 8 jumătate, cred că, tras de păr. Deci asta a luat undeva la 7. Sunt curios acum cât o să scoată. Pe la plinul ăsta a mers mai mult soția cu ea, poate ea merge mai liniștită puțin. Traversează o rață, strada foarte inteligentă și rațele astea, dacă o lași trece, dacă nu, nu. Hai mă, rață, vine și prietena ei. Deci imediat alimentez, să vedem cât naiba a mai consumat. Și trebuie neapărat să-mi fac timp să-mi iau un bidon de benzină 2 litri la mine și să mă plimb într-o noapte cu ea. Să văd dacă se aprinde becul ăla sau nu, că e nasul dacă nu știi cum stă treaba, e destul de nasol. Ce îmi place la Honda asta, am avut și la prima mașină la Hyundai, chiar dacă e bateria, acul de la benzină va rămâne fix acolo unde este, nu ca de jos. Așa, trebuie să deschidem de pe aici, bam. Foarte iurea că nu are, nu știu, cel ori nu știu eu cum s-a agățat ăsta pe aici, capacul, n-am decât să-l pun aici sus pe mașină, asta e. La asta îi bag 95, nu îi bag de 98, nu cred că merge. I-am băgat până în gura oprit de 7 ori deja. Deci, au intrat 33 de litri și 11. Și avem aici 492 de kilometri, 8, dacă nu mă înșel. Imediat o să facem aplicarea regulă de 3 simplă. Vedeți, am pus contactul și acum nu se duce direct sus, crește foarte ușor. Ușor, ușor până ajunge sus și după pot să-i dau și bateria jos și acolo rămâne fix. O să văd dacă îmi fură cineva din benzină peste noapte, când pun contactul, dacă mișcă, e clar că a furat cineva. Încă abia a ajuns la jumătate. Se vede clar, am mers 500 de metri de la Peco până acasă și încă nu a ajuns la maxim, urcă destul de încet. Am oprit mașina, am scos cheia din contact și tot acolo rămâne. După ce mai merg puțin cu ea, o să treacă de maxim. Haideți să-i facem calculul, să vedem ce a mai păpat de data aceasta. Deci treaba este simplă, vrem să aflăm cât consumă la 100, deci câți litri la 100 de kilometri. Așa, păi și avem, bineînțeles, am avut 33,11 litri, la 400 erau 92,8, deci să punem 493 de kilometri făcuți. Așa, asta e regula de 3 simplă, nu știu dacă vă mai aduceți voi aminte bine. Deci luăm pe X, este egal cu, le luăm în diagonală, asta mulțită cu asta, supra asta, nu? Eu așa mi-aduc aminte. Deci 32,11 litri înmulțit cu 100 pe 493. Bineînțeles că dispare virgula și o să avem 3311, scuzați-mi scrisul. Așa, pe 493. Acum probabil că o să avem toți nevoie de un calculator, dar na, asta este. Eu am calculat deja, vine 6,71 litri la 100. Hai să punem la 100, așa. Deci un pic mai bine față de data trecută, traseul este similar, doar că am mai dat eu câteva șpanete fiind la început, să văd ce știe să facă. Eu sunt conștient că SG9-ul ăsta de 1.4 din 98 Euro 2 nu are cum să consume cât o mașină 2020 cu 1.4 benzină.
sau motoare mai mici, benzinarea asta, ultimele generații consumă foarte puțin, sunt optimizate destul de bine, dar tot e ok și la consumă mașinuța asta, ținând cont că consumă cu aproape 2 litri mai puțin decât Hyperul pe același traseu, același stil de mers. Eu zic că e ok, nu oferă ea senzații din punctul acesta de vedere, nu prea merge ea forță, dar e o mașină faină, vreau să o aranjez eu estetic pe viitor. Și na, la putere, nu știu dacă mă bag, am Typer-ul, nu vreau să-l dau, dacă vreau mai multă putere o să insist pe Typer și vedem ce o să fie. Dar stați alături, dați acolo un like, băgați un subscribe mare, mare, mare și vedem ce o să fie.